și a revenit cu Dan la Profo Online cu exerciții de matematică la geometrie. Și nu uitați să dați like și share. Asta mă să fie, așa să fie, să nu uitați asta. Și acum, până când voi vă decide ce problemă, eu am în minte o problemă repede pe care vă și prezint, anume, să dă un triunghi dreptunghi, da? Și iată, eu obișnuiesc să fac unghiul drept aici, sus, deci, și specific. Faptul că am punctat așa, am anunțat că e un triunghi dreptunghi în A. A, B, C. Și pe latura AB se consideră un punct M oriunde. N-am să le iau la jumătate pentru ca nu cumva să creez vreo confuzie și spuneți voi o să o întâmplat așa fiindcă am la jumătate. Le iau la întâmplare un punct M. Și prin punctul M duc o perpendiculară pe BC până o întâlnește, această perpendiculară o întâlnește pe AC în punctul N. Da? Pe AC în punctul N. Să se arate că MC este perpendiculară, MC, e perpendiculară pe NB. MC pică perpendicular pe NB. MC perpendicular pe NB. Ipoteză. În ipoteză am așa. Triunghiul BAC dreptunghic în A. Triunghiul ABC cu măsura lui A egal cu 90 de grade. M aparține un punct care aparține lui AB, da? Interiorului. Dacă am pus capetele deschise la segmentul AB, înseamnă că M este pe interior. Că M P, MP e perpendiculară pe BC, deci MP perpendiculară pe BC, că această MP intersectează pe AC egal punctul N. Și în concluzie, aș dori să arătăm că MC este perpendiculară pe BN. MC perpendiculară pe BN. MC perpendiculară pe BN. Da. Deci, unghiul ăsta, triunghiul e dat inițial de un triunghi dreptunghic. Nu degeaba. E foarte important, trebuie să valorificăm. Am dus eu o perpendiculară, uite aici, pe M, am socotit un M, am luat un punct M pe AB și prin M am dus o perpendiculară pe BC, că dintr-un punct exterior pot duce o perpendiculară pe o dreaptă. Da? Deci dacă e dat un punct exterior, pot duce o perpendiculară și numai una pe acea dreaptă. Așa, perpendiculară, piciorul perpendicular, adică locul unde a înțepat perpendiculara pe BC, am notat cu P punctul acela. În concluzie, am prelungit-o pe MP până întâlnit-o pe AC într-un punct N. Și trebuie să arătăm că CM este perpendicular pe BN. Adică trebuie să demonstrăm că ABC e congruent cu BMC, nu?
această idee care o ai tu, nu totdeauna o reuși ca să fie unghiul ăsta, nu? Asta spui, unghiul ăsta concret cu vecinul său. Dar această problemă nu poți să o arăți așa simplu, că urmează acum să te duci eventual la un triunghi care se intre în, să zicem, M, R. Aici, da? M, R, C. Și C, R, B. Triunghiurile să fie congruente. Nu. Deci nu, nu ne încărcăm cu ideea asta, pentru că nu avem sorți de izbândă. Nu avem nicio șansă să facem problema dacă nu suntem atenți la toată ipoteza. Nu degeaba am dat triunghiul dreptunghic. Și nu degeaba am dus perpendiculara aia. Și nu degeaba am dus perpendiculara aceea. Și nu degeaba suntem la linii importante. Și știm că într-un triunghi toate liniile importante, adică pe rând grupul, medianele sunt concurente, bisectoarele sunt concurente, mediatoarele sunt concurente, înălțimile sunt concurente. B-a e concurent cu P-n. Care? B-a cu P-n. B-a cu P-n. Ce motiv ai? Mă scrii undeva în ipoteză sau ai tu un alt argument? Convinge-mă. De ce N? B-a cu N, P. În ce triunghi? În triunghiul ABC. Ei, da. NBC. A. Deci în triunghiul NBC a apărut acest triunghi spectaculos. NBC, în care tu ce observi? Spune-mi, insistă, e în virul acolo. NB e perpendiculară. NB e perpendiculară. Din vârf pe latura opusă. De ce? Adi, fii atent, că dacă, acum ai miezul probleme. Prindem asta sau nu prindem? Deci, sunt momente, iată, chiar din începutul lecției, când eu insist foarte tare pe chestiuni de subtilitate. Anume, am vorbit mai înainte că înălțimile sunt concurente, toate trei. Da? Sau bisectoarele toate trei. Dar dacă într-o problemă ai de arătat pe a treia înălțime, atunci, dacă două din ele le-ai prins... Și dacă trece și a treia, aia e sigur înălțime. În cazul nostru... Păi asta e minuna. Deci, vezi, trebuie să stai un pic să reflectezi și să analizezi cu atenție. Spui așa, măi, eu trebuie să arăt ce M. Ce M. Deci prin M trece. Ce M e perpendiculară pe NB. Fiindcă pleacă din C, dintr-un vârf, și să vrea perpendiculară pe NB, ce bine ar fi să fie ea ce M înălțime. Nu? Să fie înălțime. Că înălțimea fie perpendiculară pe latura opusă. Iată-l pe M căpătând o calitate fantastică. L-am luat la întâmplare și în triunghiul NBC, în triunghiul NBC, am odată pe B-a perpendiculară, e dusă de noi. B, A, C. Ce fel de triunghi este B, A, C? Dreptunghic în A. Adică B, A e perpendiculară pe A, C. Face 90 de grade. Și pe prelungirea toată. Deci, practic, în triunghiul N, B, C, B, A, o latura triunghiului dinainte, catetă, cum se numește, capătă calitate de înălțime în triunghiul N, B, C. Corect? Corect? Nu le-e clar. Nu le-e clar. Trebuie să insist încă o dată. Măi, copii, eu am dat așa, triunghiul ăsta, nu? ABC. ABC. Era ăsta din 90 de grade. Nu, degeaba am dat asta. Tocmai. Este esențial. Esențial este. Pentru că în clipa în care am prelungit-o pe AC, până s-o întâlnit cu perpendiculara asta, ea, BA, e perpendiculară și pe toată dreapta. Pe toată dreapta asta așa e perpendiculară. Da? Dacă e perpendiculară dusă pe o dreaptă, cum este aici, pe toată dreapta. Și pe NC. Pe NC. De acord? Deci, nouă ni s-a cerut să arătăm că CM e perpendiculară pe BN. Pe BN. Autorul este drăguț
și ne trimite în triunghi. Deci e în triunghiul NBK. Deci apare acum imediat, ca urmare a intersecției perpendiculare care am dus-o pe BC prin punctul M, apare punctul N. N, cum cere ca C, M să fie perpendiculare către NB, deci suntem acum într-un triunghi, e vorba de triunghiul NCB, în acest triunghi avem odată din N perpendiculară, din vârful N perpendiculară pe latura opusă. Cine este perpendiculară dusă dintr-un vârf pe latura opusă? Înălțimea. Deci înălțimea este cea care pleacă din vârf perpendiculară. Deci iată această dreaptă care am dus-o mai întâi perpendiculară și nu se sizaseră încă va căpăta capacitate de înălțime, ea în triunghiul NBK este înălțime, una din înălțime. Cea de-a doua înălțime care pleacă din celălalt vârf, una a plecat din N, acum cealaltă pleacă din B. E fosta cateta a triunghiului dreptunghic, dar în triunghiul mare ea capătă calitate de înălțime. Deci fosta catetă în triunghiul BAC, da? Capătă calitate de înălțime. Adică, nu te poți concentra. Te văd că ești pe deasupra, iar eu, profesorul din mine, nu este, și tu ești pe deasupra, plutești așa, stai. Îți faci datoria să fie aici, dar să știți, copii, dacă nu faceți efort și nu intrați în lecție, ați făcut efortul degeaba. Ce nu e clară? Figura? Adi, ce nu înțelegi? Spune, uite, domnul. Da, spune, domnul profesor, din figura nu e clară, conținete acolo, nu știu ce. Neapărat, vreau Adi, să reușesc să te determin să intri în lecții. Deci nu intri... Tu nu vezi cele două înălțimi? La handball. Nu intri în joc. Vezi? Da, NP e o înălțime în triunghiul NBC, da. Și AB e o înălțime tot în același triunghi, NBC. Că despre el este vorba. Observăm că M-ul este ortocentru, nu? Deci, Adi, eu puteam să spun așa. Să dă triunghiul NBC. NBC. Deci dă triunghiul ăsta. În triunghiul NBC am dus o înălțime, IBA. BA, o înălțime, da? BA. Că e aici, din mai multe grade, BA o înălțime. Și din N, a doua înălțime. Ele s-au întâlnit în punctul M. Și atunci a treia care trece pe acolo, fiindcă M capătă calitate de ortocentru. Da. A treia care trece pe acolo, este tot înălțime. Și am demonstrat. Și am demonstrat problema. Problema. Ce nu vezi în cea de sus? Că e aceeași chestie. Dar n-am dat-o așa, ca să se vadă foarte simplu. Două înălțimi și a treia care trece pe acolo e înălțime. Și am dat-o un pic sucită. Ca să te văd cum reacționezi tu. Și am zis așa. Să dă triunghiul dreptunghic. Am ascuns înălțimea asta. Am ascuns-o. Să dă triunghiul dreptunghic. Adică ABC. Și un punct M la întâmplare, am spus. La întâmplare, adică nu la mijloc. Mai sus, mai jos, n-are importanță. Un punct M la întâmplare. Prin M ducem o perpendiculară pe latura BC, care prelungită se va întâlni cu AC în punctul N. Și trebuie să arătăm că CM prin M, obligatoriu prin M, pentru că pe M, la M, este punctul acela deosebit de important, capătă calitate de ortocentru în triunghiul NCB, pentru că el are deja două înălțimi. Nu? Este pe una înălțime, vine și cea de-a doua înălțime. Deci e limpede că M este ortocentru și tocmai asta spun. Cea de-a treia este tot înălțime. Deci ce M va fi perpendiculară. Și asta am cerut eu. Ce? Da. Ce M pică perpendicular pe N, B, în punctul R. Piciorul perpendicular. Da. Piciorul perpendicular acolo în înțeapă este R. Acum ai înțeles, Adi? Da. Deci, n-am făcut-o așa. N-am făcut-o așa, ci ați văzut cum am dat-o.
am făcut-o așa fel încât voi să vă prindeți de faptul că punctul acela M va fi, va căpăta calitate de ortocerp. Și două înălțimi, a treia care trece și pe acolo, tot înălțime. Exact. Și tocmai asta era. Nu, Miruna, nu se arătă încă unghiul ăsta cât ăsta. Munceam acolo și n-aveam nicio șansă. Deci, și dacă te duci pe un unghi, pe o culoare prost, și muncești acolo, că vrei tu să arăți asta, n-ai nicio șansă pentru că tu nu folosești nicio clipă datele probleme. Ori de câte ori începem o rezolvare și nu ținem cont de ipoteză, de fapt, ne alegem un drum greșit. O înfundătură, spunem. Adică, fără nicio șansă. Și tu spui, am muncit, dinozorii capace. Am stat jumătate de oră la probleme. Am vrut să fac eu să arăt unghiul ăsta cât ăsta. Nu, Miruna, nu reușești așa. Și atunci ce trebuie să te prinzi? De asta la geometrie. Așa. Te-ai prins că pentru a arăta perpendicularitatea, este o lege de acum asta. Pentru a arăta perpendicularitatea unei drepte pe o alta, care trece pe undeva, printr-un vârf, printr-un loc precis, ce bine ar fi că ăla să fie ortocentru. Imediat, ce bine ar fi, că atunci mi-aș ieși pasența. Ar și asta, cea de-a treia, tot înălțime în triunghiul respectiv. Ei, aici este minunea care se întâmplă cu modul în care foarte multe probleme deosebit de subtile sunt rezolvate foarte simplu dacă te prinzi de concurența înălțimilor. Asta este esențial. Concurența înălțimilor foarte des. Foarte mulți propunători de subiecte exploatează pe ideea de perpendicularitate tocmai acest lucru. Într-un triunghi anume, aceea să fie a treia înălțime. Ca să vă dovedesc așa, vă mai dau o problemă. O să scriu redactarea repede, dar îmi continui partea, să spunem, de expunere pe concurența înălțimilor, pentru că vreau să vă atrag atenția cât se poate de bine. Și acum, să dăm un triunghi. O să facem demonstrație, dar mai prezint o altă problemă, să vedeți. Un triunghi isoscel. Deci să dăm un triunghi isoscel. Știți bine, triunghi isoscel înseamnă două laturi egale, unghiuri la bază egale, da? Și o linie importantă e de toate. Dacă duc înălțimea din vârful A, să zic așa, A, B, C, înălțimea din vârful A este și... Hai! Și mediatoare și mediană... Deci unde pică ea, dacă ai spus pe mijloc? Neapărat pe mijloc. E și bisectoare și de toate. Deci, spunem așa, fie A, D, înălțimea adusă din vârful A. Dar eu ascund aici că D e mijloc. Deci, nu de am dat triunghi isoscel și am zis că duc înălțimea. Și voi, care știți că într-un triunghi isoscel înălțimea este și mediană și mediatoare de toate, ascund faptul că e D la mijloc. Nu-l pronunț eu. Da, tocmai te las pe tine să... Adică B, D e cât D, C. Se generează la tine. În timpul ce am zis asta, când am zis triunghi isoscel, și am zis că duc înălțimea... Și unghiul 3 este de 90 de grade. Sigur că da, păi nici nu mai punem asta la discuție, că tocmai asta este perpendicularitate, înseamnă cu unghiul 90 de grade. Bun. Din D, atenție, din D duc perpendiculară, pe AC, nu degeaba, trebuie să fac ochii mari aici, nu degeaba, din D perpendiculară pe... D e este perpendiculară. Și acum tu spui, DE este o înălțime dusă în triunghiul care? În triunghiul ADC. Așa. Chiar așa. Unde crezi că este ortocentrul triunghiului în triunghiul ADC? Care ar fi înălțimea dusă din ce?
nu, din, din cele trei vârfuri, în A, D, G, se duc înălțimile. Unul D, E, din vârful D am dus-o, din vârful G. Din A am dus-o, din C acum? Din C pe A, B. Pe A, pe A, A, D. Că vorbim de A, D, G. Așa, pe A, D. Păi C, D e înțeam. Bravo. C, D. Și-a luat tot centru care este atunci? D. 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 D-ul. Normal. Da, D-ul este tot centru. Foarte tare, da? Deci pentru triunghiul ADC, D-ul este ortocentru, că acolo s-au întâlnit cele trei înălțimi. Una, două și a treia. Dar două fiind, totdeauna în triunghiul dreptunghic, totdeauna în triunghiul dreptunghic, vârful unghiului drept, acolo este și ortocentru, copii. Sunt două înălțimi. Poate să fie capcana asta, foarte des folosit de autori. Deci când zice, ia să văd, să prinde de faptul că unghiul drept e ortocentrul triunghiului, că sunt două înălțimi deja, catetrele. Corect. Da? Sunt catetrele cele două înălțimi. Și acum. Deci, ce am făcut până acum? Am dus pe D perpendiculară. Pe BC. În triunghiul sorcel, D la mijloc. Corect. Da. Din D am dus o perpendiculară. De azi. Așa. Și fie M, mijlocul lui D e. Deci M, punctul M, mijlocul lui D, E. Da. Să se arate că A, M, A, M, e perpendiculară pe B, E. Pe B, E? Da. A, M, perpendiculară pe B, E, aici. Mai repetăm problema, că toată ipoteza trebuie să o am în minte perfect. Deci, hai să zicem ipoteză, ce am aici? Triunghiul A, B, C, isoscel. Adică A, B, congruentă cu A, C. A, B, congruentă cu A, C. Am dus A, D, perpendiculară pe BC. Deci AD, segmentul AD, perpendicular pe BC, am ascuns că D-i la mijloc. Da? Am ascuns asta. Voi știți că D-i la mijloc. Am dus D-E, perpendiculară pe AC. Deci D-E, perpendiculară pe AC. Foarte tare, nu-i degeaba. Apoi am zis că fie M mijlocul lui D-E. Adică M aparține lui D, E și nu-i luat la întâmplare, la mijloc. Și asta trebuie să fie foarte tare. Adică D, M, așa încât, D, M, să fie congruent cu M, M, E. D, M, cu M, E. Cam atât am făcut. Concluzia. Să se arate că B e. E. Dar noi am zis că A, e. Amă. 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 Sau B e pe propria amă, tot una este. Vă spun că amă e pe propria pe B, orică B e pe propria amă. Una pe cealaltă. Deci amă, hai să spuneți așa, amă, perpendicular pe B, e. Zi adus. AD, să arătăm că triunghiul ADE este congruent cu AMC și asta avem pentru că ADM, da. ADM, ADM aici, da? Uh-huh. ADM congruent cu AMC. Păi AMC așa? Nu poate să fie ADM cu AMC. AME. Cu A M, E. Da. Cu A, M, E. Da. Ce motive aveți să ziceți că sunt congruente triunghiurile A, D? Și la ce ți-ar folosi? Strategia când ți-o faci, atenție, când vrei să alezi ceva, trebuie să vezi dacă merită. Corect. Adică ție se ții de folos? Da. La ce ți-ar fi folos? Să zici că reușești. Habar n-am dacă reușești. Dar să zicem că reușit ca AD, M,
ar fi cât A, M, E. Doar tu te bazezi că D, M e cât M, E, da? Da. Și că A, M comună. Da, și că mai avem că A, D este cât A, C. Pentru că știm că... A, D cât? A, D este cât A, C? Da. Dar ce intră? A, C nu intră, că se oprește A, E. Noi avem, nu avem treabă cu triunghiul cu latura AC. Da. Și A, D cât AC, nici nu-i voie să fie așa. Că asta e cateta AD. Și AC este ipotenuză. Într-un triunghi dreptunghic, A, D, C, despre care suntem siguri că e dreptunghic, nu poate să fie niciodată cateta cât ipotenuza. Deci, vezi, o simplă greșeală dacă e strecurat, ideea că într-un triunghi cateta cât ipotenuza este o eroare, s-a dus problema. S-a terminat tot. Rep, zi. Noi trebuie să arătăm că AM e perpendiculară pe cine am spus eu? Pe BE. Pe DE. Pe A, pe BE. Păi da. AM pe BE. Păi unghiul DE este de 90 de grade. Da, asta deci AM... AM. Și AM e tot de 90 de grade, pentru că... AM e de 90 de grade, când zice AM, mi-ai spus un segment. Da. A, B, E este de 90 de grade. A, M, E. A, A, M, E, unghiul A, M, E. Este de 90 de grade. Nu. Păi trebuie să fie aici, Adi. Aici, deasupra, să fie 90 de grade. Păi nu poate să fie... Fii atent ce spui tu. Noi avem de arătat că AM e perpendicular pe B, E. Pe B, E. Și tu spui că e perpendiculară pe D, E. Păi nu poate să fie perpendiculară pe două drepte care sunt concurente, s-au întâlnit în E. Ea este perpendiculară pe două drepte paralele. Deci, noi avem de arătat că AM e perpendiculară pe B, E. Tu spui că AM e perpendiculară pe D, E. N-ai niciun motiv și nu se poate să se întâmple așa. Ei, dacă suntem totuși la capitolul ăsta cu concurența înălțimilor, tot la asta visez. Da, ea nu este... Visez la un triunghi în care D-E să fie una din înălțimi. Că-i dusă de noi. Cum am avut-o aici, pe fâna dusă. Păi e înălțime. Dar în ce triunghi? Haideți copii, în ce triunghi? D, E, înălțime. A, D, C. În A, D, C. C. În A, D, C, da. E înălțime. Este înălțime. Și am stabilit că D este ortocentrul triunghiului. Da. Acolo s-a clarificat. În alt. Eu vreau să fie D, E într-un alt triunghi. Nu se vede. Ba da. Vă spun că nu se vede clipa. Deci, D-E să fie înălțime într-un triunghi care nu există acum pe figură. Zi-mi, A, B. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Păi, din vârful triunghiului trebuie să duci perpendiculară. Deci, vezi? În A, B, C, Adi, în A, B, C, ai o singură înălțime, pe A, D. Dar de când am dus-o pe asta D, E, n-am dus-o din vârful B. Ai dus-o din D. Din D, da. Deci nu, din vârf trebuie să pleci. Când ai zis triunghiul A, B, C, deci din vârf trebuie să pleci. Și acum, urmăriți-mă. Visăm la următorul lucru. Zicem așa. Nu văd. Ce rău îmi pare, nu văd triunghiul. Că experiența care o am până acum, din experiența câștigată puțină, ar însemna așa. Să am într-un triunghi două înălțimi de așa să fie descoperite și a treia să treacă pe acolo, a treia. Sănătate. A treia.
adică am a treia prin M trece. Și visez acum, M-ul ăla trebuie să fie ortocentru triunghiul ăla. Că prin M trece. Ortocentru în triunghiul D-E-C. În triunghiul care? D-E-C. În triunghiul D-E-C. Apropo de ortocentru, triunghiul e dreptunghi când e, nu? Da. Și care e ortocentru în triunghiul D-E-C? Am stabilit împreună. Întotdeauna eu. Că-s două înălțimi întâlnite. Deci nu în D-E-C. Într-un alt triunghi. D, E, B? Sau D, B, E? D, E, B. În triunghiul D, E, B. E un triunghi oarecare. Da. D, E, B, da. D, E, B. Și n-am din nicio înălțime dusă în triunghiul D, E, B. Adică din vârf pe latura opusă. N-am nicio înălțime. Deci D, E, B pică. Zicem așa. Nu văd cum să arăt că am e perpendicular pe BE. Și zic așa. Dacă pe BE nu pot, dacă am să arăt pe o paralelă la BE, ce bine ar fi. Visăm la chestia asta. BC e pe. Deci eu nu pot să arăt pe că am e perpendiculară pe BE. Nu pot. N-am acum posibilitatea din figură. Și spun, dacă aș putea să arăt că e perpendicular pe o paralelă, deci să duc o paralelă la BE și dacă voi arăta că e perpendiculară pe paralela aceea, atunci e paralelă, e perpendiculară și pe BE. Pentru că două drepte tăiate de o secantă, în clipa în care formează unghiul altern, intern, altern, externe corespondente, el știe că sunt paralele și știi că e perpendicular aici, unghiul ăsta e congruent și cu ăsta. Din motive știm noi de ce. Corespondente sau cu celălalt, de alterne interne sau știu. Deci ne-am descurcat foarte bine dacă am reușit să ducem o paralelă deșteaptă. Da, o paralelă deșteaptă. La cine să ducem noi paralela? La BE. Cu ochiul nostru, asta spune. Să fie paralelă la BE. Pe unde o pot duce? O pot duce pe unde vreau eu. Dar nu folosește. La deci. Și atunci o duc o paralelă prin ochiul meu este să duc o paralelă la BE și să arăt că să pot arăta că e perpendiculară pe paralela aceea, dar o paralelă deșteaptă. Și una deșteaptă este să duc o paralelă prin D, copii. Deci eu puteam să duc la BE pe oriunde, dar o duc prin D. Paralelă. O duc eu cu mâna mea acum, vedeți, da? Spuneți voi unde înțeapă paralela asta. Prin ce? Prin D ducând-o. Tai pe ce? Unde? Unde? De ce, mă? De ce ăsta F? Hai să zicem că e F punctul ăsta. De ce e la mijloc? Dacă îmi spui, Adi, eu opresc ședința aici, din bucurie. A, fai bun, hai să ne gândim. Cum a, fai bun, gândim, ești bucurie. Cine îmi spune de ce F la mijloc? Ca să arăta. Deci am dus paralela prin D, atenție, prin D, la BE. Și această paralelă dusă de mine, mânuța mea, a făcut să apară F ăsta. Pentru că să arătăm înălțimea? F ăsta, punctul ăla acela, F și voi ați spus că F ar fi la mijloc. Da. Ce motive aveți? Ca să fie EF congruent cu EFC și de aici... Păi de ce este? Argumentează de ce. Ca să fie DEF... Ia uitați-vă, copii. Am un triunghi. Dacă duc prin mijlocul ăsta... Atenție! Duc prin mijlocul acestea o paralelă. Cum o tai și pe cealaltă? Nu. De ce la mijloc? Pentru că e perpendiculară. Păi nu, perpendiculară. E paralelă cu asta. De ce o tai la mijloc? Se
formeze unghiul la... Deci ce formează? Fiind e paralel cu asta. Da. Putem spune că unghiul de aici este cât ăsta de aici. Da, da. Ca fiind unghiul corespondent. Da. Putem spune că asta de aici, unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici, nu? Corect. Deci, unghiul altul de acolo e comun celor două triunghiuri. Deci, triunghiul ăsta e asemenea cu cel mare. Dar numai că e mai mic. El are latura asta jumătate din lat. Dar ce este linia asta? Ce linia mijlocie? Ce face linia mijlocie? Nu, e paralelă cu asta și jumătate. Da. Deci, dacă o taie pe o latură la mijloc, o taie și pe cealaltă tot la mijloc. Da. Deci dacă o taie pe una la mijloc, o taie și pe cealaltă tot la mijloc. Și nu cumva aici este tocmai chestia asta. În triunghiul B, E, C. În triunghiul B, E, C. D, D, D. Cum era? La mijloc. La mijloc. D era la mijloc. Și am dus o paralelă și atunci ea capătă D, F, calitate de linie mijlocie și obligă și pe F să fie la mijlocul lui E, C. Da? Deci F... Deci tocmai erați pe linia mijlocie acum, nu? N-au făcut probleme și de-aia nu știau. Uh-huh. Da, dar n-au făcut probleme, nu mai n-au dat teoria. Nu ți-e clar, nu? Nu ți-e clar, nu? Bine, nici mie. N-au făcut probleme și de-aia. Atenție, atenție. Deci ce știați voi despre linia mijlocie? Fiind dat-o între unii. Da? Și mijlocul astea și cu mijlocul asta, unindu-l, asta se numește linie mijlocie, da? Da. Ce linia calități mijloc are linia mijlocie? Ascultă. Cu ar fi linia aia, e două ori, e împărțită la doi, nu, ori doi, e linia de jos. Așa. Și paralelă. Da. Deci două calități are. E paralelă cu a treia și ca valoare e jumătate din asta. Reciproc. Dacă trece prin mijlocul la una, în laturi, și paralelă, atunci îți taie și pe cealaltă tot la mijloc. Că voi ați folosit ce aici? Fost spus așa, mijloc ăsta, mijloc ăsta, asta e linia mijlocie. Bun. Și ce calități are ea? Păi, e paralelă. Da, și jumătate. Și jumătate. Acum, invers, dacă folosesc paralelismul, deci folosesc că e paralelă și asta e la mijloc, înseamnă și cealaltă la mijloc. E reciproc ca copii, înțelegeți? Da, este o reciprocă din... Din păcate, profesorul trebuia să insiste un pic că eu aș fi făcut altfel lecțiile acolo. Nu. Știu. Deci aș fi făcut cu... Exerciții multe. Afară de exerciții. Dar trebuia, după paralelism, să vorbească un pic de asemănare, problema de asemănare și de dus teorema lui Thales. Și acum, acum mergea foarte bine problema. Deci e o altă ordine aș făcut. Da? Spune așa, o paralelă la una din laturile unui triunghi împarte pe cealaltă două în segmente proporționale. Și știți despre proporții, s-au făcut la poarte și proporții și a fost foarte frumos, interesant ar fost. Și când e la mijloc, de acolo și asta la mijloc. Ăsta e motivul. Dar acum, ca să-mi termin ideea, deci fâi la mijloc, fâi la mijloc, mâi la mijloc, a apărut un triunghi foarte tare, triunghiul ADF. Deci apariția lui F mă trimite într-un triunghi ADF, în triunghiul ADF am pe DE înălțime. Deci în triunghiul ADF, în ADF, DE este înălțime. Dacă și din F aș mai avea o înălțime care să treacă prin M, adică FM, dacă ar fi ca perpendicular pe AD, deci dacă FM ar perpendicular pe AD, atunci în triunghiul ADF aș avea câte înălțimi de așa? Aș avea o dată pe D, E. Aș mai avea o specie F prin M. Da. Și atunci, a treia care pleacă din A și trece prin M, e perpendiculară. E și înălțime, că două înălțimi. Deci urmăresc eu foarte tare acum
să surprind punctul M în calitate de ortocentru. Deci, vedeți, mi-am focalizat atenția pe culoarul ăsta. Apariția lui F a făcut lumină. Deci F-ul acela m-a, la început nu se vedea deloc nimic în problemă. Că nu era punctul F. Apariția lui F înseamnă șanse foarte mari pentru mine, pentru că în triunghiul ADF ce mă urmăresc eu? În triunghiul ADF vreau, dar vreau neapărat să mai am o înălțime. Pe D eu am. Vreau ca FM să fie perpendiculară pe AD și atunci M capătă calitate de ortocentru și atunci AM e perpendiculară pe DF și fiind perpendiculară pe DF e perpendiculară și pe paralela BE. Și gata problema. Ce tare! Încă una din asta. Stai-mă puțin, stai puțin. Avem de că lucru... Că n-ai demonstrat că-i pe momentul ăsta că FM... Exact. Aici mă concentrez, păi da? FM. Ce este F-ul? F-ul e în mijlocul lui DC. Lui EC. M e în mijlocul lui ED. Nu degeaba, nu degeaba. Ce este atunci dacă unesc M în mijlocul lui ED? F în mijlocul lui EC. Unesc așa, pe... M cu F? M cu F. Ce devine M, F în triunghiul EDC? Devine linie mijlocie, când este mijloacea două drepte. Și linia mijlocie e paralelă cu DC. Da. Dar pe DC nu a picat perpendicular AD? Ba da. Deci AD e perpendicular pe DC. Dar AD e perpendicular și pe paralela. Pe paralela FM. Deci FM pică perpendicular. Fiindcă AD pică perpendicular pe DC, ea pică perpendicular pe orice paralelă. Domnul, și pe FM. Și iată că sunt foarte tare. Domnul, vă rog un pic mai încet și mai rar. Mai rar, da? Bine, oricum nu o să le dea așa de grea. Nu, problema asta, hai să vă spun. Problema asta este de tare... E deja grea, da, adică foarte pentru grea. Ei... Foarte grea. Dar am vrut să vă arăt doar atât despre frumusețea unei probleme și de faptul că apar probleme de acestea în care te concentrezi, simți problema, dar nu găseam triunghiul, copii. Nu găseam triunghiul. În ce triunghi? Triunghiul ADF. Apariția lui F rezolvă problema. Așa se cheamă probleme de construcție. Probleme de construcție în care autorul, când a propus asta, a fost la fază județeană problema asta, dată, o rezolvat într-un mod foarte ciudat. El a zis așa, fie F în mijlocul lui EC. Deci el vine și forțează mâna, că zice, ca orice segment are un F, un mijloc. Orice segment are un mijloc. Și el simte că F băgat în discuție, îi rezolvă problema. Pentru că apare triunghiul ADF, în care M este ortocentru. Și atunci toată problema se rezolvă. În triunghiul ADF am două înălțimi, D e una adusă de noi, F, M este cea despre care ajung eu la concluzia că este înălțime, și M este ortocentru și atunci și A, M e perpendicular pe DF. Perpendiculară pe DF, a treia înălțime fiind în felul ăsta, e perpendiculară și pe paralela BE. Da? Și atunci se rezolvă problema. Gata. Wow. Dar? Da, wow, ca să ajungeți voi acolo. Da, problema... Trebuie să lucrați mai... de-o stea de două, fără discuție. Eu mi-am amintit problema. Mi-am amintit problema și am vrut să vă duc spre ea și să vă vedeți că tot ortocentrul a fost la... bază. Cum aici ortocentru a fost ideea de bază și ori de câte ori îți propui să arăți că o dreaptă e perpendiculară pe alta, cum de fapt și aici o dreaptă e perpendiculară pe alta, înseamnă că tu trebuie să visezi la un triunghi în care punctul M
de aici sau mâul din partea asta altă, să fie ortocentru. Numai că aici am avut toate elementele. Mâul, B-ul și C-ul, triunghiul a apărut și a fost totul perfect. Însă, fiindcă asta e foarte dificilă, cel de-al treilea vârf al triunghiului în care M să fie ortocentru, se afla ascuns, mijlocul lui EC. Și atunci rezolvitorii spun, acum să-mi vină mie în minte să iau pe F mijlocul acela. Uite, că nu e nimic, zice, atât de evident. Este pur și simplu problema foarte dificilă, că e ascuns F acela în mijloc. Ei, eu am mers pe varianta logică, nu pe autor, autorul fiind, cu ideea asta că F la mijloc și dă drumul, eu am mers pe ideea, duc o paralelă prin D la B-ie, pentru că nu reușesc să aduc perpendicularitatea lui AM pe B-ie. Atunci puteam să duc paralele pe oriunde, văd că am șanse să duc paralele, dar una deșteaptă care să-mi fac un serviciu, e paralela prin D, care dusă a trimite la apariția lui F la mijloc. Deci F nu le-au așa. Fie F la mijloc. Că atunci elevii toți spun, nu vine în minte să fac asta. Prin inițiativa pe care o am eu aici, tocmai din nevoia de a construi, din nevoia de a arăta perpendicularitatea lui AM pe B-ie, spun, nu reușesc pe B-ie, dar poate reușesc pe o paralelă. Și eu pe o paralelă, care paralelă? Pot să duc o sumedenie la B-ie. Dar pe una deșteaptă, spuneam, paralela. Cea deșteaptă este D prin D paralela, care face să apară F ca urmare a inițiativei și a dorinței mele de a arăta perpendicularitatea. Da. Deci, am urcat cam mult, ca să spunem pe cea dreaptă. Hai să ne întoarcem. Să coborăm la un moment dat. Da, coborăm aici. Nu o să facă mâine nimic la asta, dacă îi mai amintesc. Deci dacă ne mai dau o problemă din asta, exact, vedeți și la asta mai simplă și voi toți n-ați văzut două înălțimi. Da. Deși vi se dădeau în ipoteză. Deci, m-am încălzit, hai să zic, cu ideea problemei acestea, plecând de la faptul că tot timpul, când veți avea de arătat o perpendicularitate între două drepte, căutați să mergeți pe culoarul ăsta care e foarte tare. Să vedeți un triunghi care să aveți deja două înălțimi și a treia care trece pe acolo vă rezolvă problema. Să capete calitatea de... Simt. Da? Și ați putut... Lasă timpul că avem timp să o redactăm pe da. Asta. Hai să redactăm pe asta aici. Demonstrația. Hai, zi. Vorbește-mi, Miruna. În triunghiul NBC... Deci în triunghiul NBC... NBC avem două puncte, da? Acolo avem NP perpendicular pe BC. NP perpendicular pe BC. De unde știm azi că NP e perpendicular pe BC? Din ipoteză. Din ipoteză, sigur că este. De unde rezultă că... Nu rezultă. Mai trebuie da. Nu. Faptul că e perpendicular înseamnă că NP... Așa, asta a spus. Deci rezultă că NP înălțime. Înălțime. Bun. BA perpendicular pe NC. BA e perpendicular pe NC. De unde știm asta? BA e perpendicular pe NC, Adi. De ce BA e perpendicular pe NC? Pentru că are 90 de grade și... Când e data asta că au 90 de grade? La ipoteză. Sigur că da, mă. Tot din ipoteză știm așez lucru. Adică ce devine BA în condiție? BA înălțime. Deci BA înălțime. Dar mai eu. Poftim? Zim? Acum, dacă B-a înălțime, trebuie să spunem că M aparținea cui? C.
M aparține lui B A. Lui AB. Da. M aparține lui AB. M aparține lui AB. Rezultă de fapt că MP se intersectează cu AB egal mulțimea formată din punctul. Că noi așa am dus-o pe MP perpendiculară. MP perpendiculară pe BC. Nu? Deci, practic, înălțimea asta MP și cu BA s-a intersectat în M. Deci, mai adăugăm aici că faptul că M aparține lui AB și că M, N, P intersectat cu BA. Deci, N, P intersectează pe BA. Pe BA egal mulțimea formată din punctul M. Din astea trei, două înălțimi care s-au intersectat, asta spun, rezultă că e ortocentru. Dar NB intersectat cu BA... Nu, NP, mama. N? P. P, aici, nu? NP intersectat cu BA. Adică o înălțime cu cealaltă înălțime. Da. Deci egal mulțimea formată din punctul M. Deci M este ortocentru. Este ortocentru fiind intersecția două înălțimi, da? Corect. Și atunci rezultă de aici că cea de-a treia, adică KM, perpendicular, este înălțime. Înălțime, da? Și ce face înălțimea KM? Perpendicular pe a treia latură. Deci rezultă că, iată, KM perpendiculară pe NB. Exact ce aici avem de arătat. Exact. S-a înțeles? Da. Mai iau încă o dată. Și să facem și cu linia mijlocie și cu mediana. Da, cu linia mijlocie, eu nu știu cum e. Hai să facem de acolo. Dar mai repetăm o dată problema asta să vă fie clar. Deci copii, toată esența în problema a fost să-l surprindem pe M ca ortocentru. Intersecția a două înălțimi, iar a treia care trece pe acolo, din concurență, n-are ce face, trebuie să devină și înălțime. Și în felul ăsta ne-a rezolvat problema că înălțimea e perpendiculară din vârf pe latura opusă. Deci înălțimea este perpendiculară din vârf pe latura opusă. Deci CM e perpendiculară pe NB. Și de asta e problema. Simplu, foarte simplu. Deci două din ele să le surprindeți, să avem ortocentru, și a treia care trece pe acolo și ea perpendiculară. Asta e miezul problemei. Și aici așa a fost, acela a fost miezul, însă n-a mai avut triunghiul. De aici problema a fost dificilă față de asta de aici. Pentru că aici construcția lui Neu a venit. Am dus, am prelungit, până s-a intersectat. Asta a fost dată de triunghi dreptunghic. Deci triunghiul a apărut NBK, numai voi acum trebuia să vedeți pe BA înălțime și pe NP înălțime. Întâlnite în M, ortocentru și celălalt, ce să facă dacă treci pe acolo și ia înălțime. Asta, asta sunt... 53, domn profesor. Hai, o oprim așa și ne ducem la...